6 microbuze sunt pentru Suceava. Sigur că nevoia este mult mai mare. Eu am făcut demersuri la minister și la guvern pentru a mai aduce microbuze în perioada următoare. Sunt microbuze moderne, deci vedeți marca Ford, microbuze foarte bune. Și împreună cu domnul inspector general Carcalete am încercat să acoperim zona cea mai deficitară, cea mai grea. Și mă refer aici la Fântânele, Bosanci, Bilca, Frătăuții Noi, Fântâna Mare și Vatra Moldoviței. Sunt localități care au școli la distanță prin procesul acesta de comasare, fie elevii care sunt la foarte mare distanță, cum sunt cei de la cumpărătura, de exemplu, pentru Bosanci, și este foarte mare nevoie de aceste microbuze pentru deplasarea copiilor. Eu sper că vor fi folosite doar pentru acest lucru, aceste microbuze, și sper în dotarea în continuare cu mijloace de transport pentru elevi. E un efort bugetar mare care trebuie continuat. Reamintesc că Guvernul României în anul 2010 alocă județului Suceava, prin 4 hotărâri de guvern, aproape 4 milioane de euro. Asta nu înseamnă că e suficient. Mai sunt încă 102 obiective nefinalizate în județul Suceava. Mă refer la școli și grădinițe, unde așteptăm finanțări anul viitor. Cu toate acestea, trăgând linie, în 2010, chiar dacă a fost un an de criză, cred că guvernul a fost destul de generos cu județul Suceava, cu inspectoratul de învățământ.